Bună dimineața! Numele meu este Narcis Teodorescu și bine ați venit pe canalul nostru de YouTube Școala de Trading. Înainte să începem analiza tehnică, vreau să vă spun că îmi pare rău pentru faptul că ieri am dat curs unor lucruri care nu și-au rostul și trebuie să mergem mai departe. Încă o dată îmi cer scuze. Bun, vreau să vă spun că astăzi și aseară am încercat, o să încerc să fac analiză tehnică de pe telefon, fiindcă sunt plecat din localitate și nu am acces la un calculator. Sper să fie ok și să fiu cât se poate de clar și înțeles. Vă mulțumesc și haideți să vedem cum arată piața. Vă spuneam aseară că dacă nu intrăm în triunghi, da, vedeți clar lumânarea aceasta de la 40.000 exact 330, n-a putut să rupă rezistența și a respins-o. Ceea ce înseamnă, inclusiv Moving Average 200, a luat o rezistență și a mers, se vede clar, pe suport 39.000. N-a putut să țină nici suportul și merge mai jos. Mai avem un suport la 38.500. Dacă nu-l ținem nici pe ăsta, o să mergem spre 36.600. Dacă nici acolo nu putem să ne oprim, next target o să fie 32.000 și apoi zona de 30.000, da? Se vede clar tiparul, da? Ăsta e un tipar bullish, dar totuși s-a respins, n-a putut să urce. Eu cred că cumva este manipulat să meargă și mai jos. De ce? Fiindcă toată lumea știa că e bullish și toată lumea miza pe faptul că o să urce, iar cumva piața tot timpul o să facă invers. Ciudat, dar așa e. Tocmai de asta trebuie să fim pregătiți și să avem un as în mânecă de fiecare dată. Bun, acum faptul că o să coboare, știm targeturile, că o fi 38.500, că o fi 36, că o fi 32, că o fi 30, o să vedem, da? Bun, haideți să vedem și alte monede ce fac. EGL2 a avut o corecție, n-a ieșit din tipar, se vede clar, da? Ba chiar a mers mai jos. Da. Încă suntem în canalul descendent. Următorul suport o să fie 100, exact unde suntem acum, două secunde să trăsăm. Cam zona asta de aici, $151. Iar următoarea o să fie undeva la 137. Bun. Haideți să vedem. ETH-ul la fel. ETH-ul s-a dus fix. Da? Vă povesteam ieri că următorul suport este la 2622, fix aici suntem, pe acest suport. Dacă ține suportul de aici, poate să fac un bounce și să meargă să testeze încă o dată 2951. O să vedem. Piața, haideți să vedem cum arată și piața. Avem câteva monede care s-au mișcat binișor, dar atât timp cât Bitcoin este pe corecție, momentan putem să stăm liniștiți, să nu intrăm nicio poziție. Da, fiindcă dacă nu se vede clar că vrea să rupă trendul sau să se stabilizeze Bitcoin-ul, nu putem să intrăm în nicio poziție, fiindcă este foarte riscant. Da? Bun. Astea fiind spuse, vreau să aveți mare grijă și să fiți pregătiți indiferent de situație. Încă o dată, vreau să vă mulțumesc, vreau să vă urez o zi minunată, baftă și Doamne ajută!